acel proiect trebuie făcut. E o sursă de venituri. Poate crea locuri de muncă. Se pot face lucruri extraordinare în acea zonă folosind veniturile pe care le poți, dar făcut așa cum trebuie, sub un control absolut al statului, sub ochiul vigilant al societății civile, că noi nu ne jucăm, nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu când se dădea cu mâna și cădeau clădirile, da? Nu se mai cară ceanura cu aurul camionul și se duce la Baia de Arie să se ceanureze. Acolo va fi un lac de acumulare. Eu nu înțeleg de ce nu înțelege omul ăla care trăiește și crește copiii, porcul, nu-l găină. Nu-l mai interesează. Nu-l mai interesează, probabil. Nu. Știți ce se întâmplă? Sunt disperați. Dorința, exact. Nu. Disperarea disperați. De a avea un loc de muncă îi face să treacă peste. Sunt disperați și asumă lucru. Orice risc. Și atunci, cei de aici, factorii decizionali, trebuie ca să înțeleagă că, bun, nu vreau să acuz pe nimeni că, Doamne ferește, a luat ceva sau au fost... Nu știm, nu ne interesează. Dar hotărârea pe care o vor lua cât de curând reprezintă, de fapt, asumarea vieții unor oameni. Câteva sute, mii, zeci de mii, sute de mii, nu știm. Nu știi ce se va întâmpla peste un an. În 2000, practic, proiectul ar trebui să demareze conform acestui proiect 2016. În 2016. Da. Începând din 2016 până în 2018, totul va fi ok. Din 2018, când se va începe deversarea practică a ceanurii în acel bazin de acumulare, vor începe problemele. Cine își asumă riscul? Pentru că în România e vorba aia. După mine... Nu mai contează. Păi da, și haideți să învățăm să nu mai facem chestia asta. Asta e. Și de asta admir pe oamenii ăia care sunt în stradă. Nu cer neapărat. Ei n-au ieșit ca să dea jos guvernul. N-au ieșit că au fost trimiși de unul sau de altul. Ei fac un exercițiu democratic